Cel mai important lucru pe care îl poți face în această perioadă pe internet este să creezi conținut de calitate. Și în următoarele minute am să vorbesc despre asta. Salut! Numele meu este Pera Novakovic, sunt psihoterapeut și sunt autor online de 15 ani de zile. Meseria mea și munca mea, dacă ar fi să-i dau un nume, este să vin la birou, să-mi beau cafeaua, să-mi citesc cărțile și articolele pe Frate online și să mă pun să scriu. Pentru mine scrisul este unealta numărul unul, este jobul numărul unu pe care l-am în viața mea de autor și chiar de psihoterapeut. Pentru că atunci când scriu, acele texte pe care le scriu, ele pot să devină articole pe internet, cărți tipărite, materiale PDF, audiobook-uri pe care le citesc din text, scripturi pentru materiale video, pot devine scenarii pentru anumite materiale video. Scrisul este esența și fundamentul creării de conținut pe internet. Indiferent cine ai fi, indiferent ce rol ai avea, poți să fii și bucătar, poți să fii inginer, poți să fii psiholog, poți să fii absolut orice meserie, a scrie este o abilitate extrem de importantă. A-ți nota ideile și a le putea apoi transpune în materiale de calitate. Fie că sunt video sau audio sau text. Ei bine, o surpriză foarte plăcută sau dacă vrei un test mare pe care l-a trecut scrisul ca și unealtă, a fost atunci când, împreună cu Doru Pelivan, la Hobby to Profit, cursul nostru emblemă, am descoperit că toți oamenii sunt scriitori. Acum, nu toți oamenii sunt scriitori de Nobel și de literatură de excepție sau de ficțiune, dar toți oamenii, sau cei mai mulți dintre oamenii care știu să folosească limba română sau alfabetul limbii lor din țara lor nativă în lumea asta, sunt scriitori chiar buni. De ce? Pentru că a scrie așa cum vorbești te poate duce foarte departe, da? Repet, încă o dată, nu toți suntem Tolkien, da? Să scriem Lord of the Rings. Nu toți putem să scriem capodopere de Oscar sau de premiu Nobel. Dar nu e nevoie. Nu asta se cere de la noi. Ce se cere de la noi este să putem să ne transmitem mesajul într-un mod care ajunge în eficient la ceilalți, la cei care au nevoie de noi, la cei care au nevoie de acel mesaj, nu? Și vreau să spun în următoarele momente un ritual pe care eu îl fac. Acum, evident, nu-i potrivit pentru toată lumea, dar are niște puncte esențiale pe care cred că dacă un om le respectă, poate să ajungă foarte departe cu ele. În primul și în primul rând, așa cum am zis, pentru că scrisul stă la baza creării de conținut și a business-ului meu și a carierei mele, încerc să fac din asta un lucru foarte, foarte important și, practic, când sunt cel mai odihnit în timpul unei zile, adică de dimineața, mă străduiesc să fac această muncă de scris conținut original. Și ce fac? Mă trezesc dimineața, îmi fac ritualul de dimineață cu mic dejun, spălat pe dinți, băut apă cu lămâie și mai departe. Și vin la sediu, da, unde îmi fac o cafea, deschid calculatorul și urmează un 15-30 de minute de lubrefiere a creativității, așa se numește procesul, da? În care pur și simplu îți dai voie să citești lucruri interesante, fie că este online, fie că ai cărți pe care le citești, ești în curs de citire, le citești și la un moment dat face click. De multe ori citești și e-mail-uri de la oamenii care îmi scriu, la un moment dat ceva face click, ceva ți-aprinde în tine, îți vine inspirația. Așa cum spune Stephen King, amatorii așteaptă inspirația ca să lucreze, noi ceilalți mergem la lucru în fiecare zi. E și în cazul nostru și în cazul meu, da? Pentru că este business-ul și job-ul și cariera mea, nu-mi permit să aștept inspirația să vină și apoi să mă pun la lucru, ci mă pun la lucru, mă pun în poziția de a lucra și inspirația vine de fiecare dată. Ce surpriză, nu? Dar e important să înțelegem procesul. Deci mă pun timp de 15-30 de minute, uneori poate dura și o oră, acest proces de lubrifiere a creativității. La un moment dat ceva face click și am ceva de zis, am ceva de exprimat legat de subiectul respectiv care a atins ceva în mine. Deschid un document Google, orice s-ar întâmpla cu calculatorul sau laptop, așa să nu se întâmple nimic, Google Document ține în cloud toate informațiile astea, am un folder special și mă pun și scriu. Ideal pentru mine ar fi să pot scrie 2000 de cuvinte pe zi, însă atunci când iau pauze și nu scriu 2000 de cuvinte pe zi în fiecare zi, scade capacitatea de a scrie aceste cuvinte și sunt zile în care scriu 300 de cuvinte pe zi, în altele 500, în altele 800. În altele 1500. Cu antrenament poți ajunge să scrii 2000 de cuvinte pe zi. Dar dacă ești la început, zic că 500 de cuvinte pe zi între 500 și 1000 este arhi-suficient. Da? Și o să vezi că poți scoate 2-3 pagini de Word foarte calitative, pentru că vei intra într-o stare de flux dacă respecti pașii ăștia. Deci dacă îți faci ritualul tău, te pui la aceeași oră la lucru, asculți sau citești niște lucruri interesante pentru tine care să-ți hrănească imaginația și creativitatea și
simți momentul ăla în care ceva face click în tine și ai ceva de transmis, te pui să scrii și intri într-o stare de flux, stare de flow, pe care poate vom vorbi într-un alt video. Și în acel moment o să vezi că accesezi informații într-o stare care se spune că este cea mai de dorit stare umană, cea mai bună stare în care ne dorim să fim, starea de flux, despre care vom vorbi într-un alt video. Deocamdată îți mulțumesc, spune dacă ești un creator de conținut și dacă ai un ritual al tău prin care creezi conținut online. Mersi mult, ciao, ciao!